O nouă expoziție temporară va fi deschisă la Muzeul de Istorie. Sfânta Cruce în viața creștină va aduce în atenția publicului larg istoria și semnificația simbolului creștinesc. Marți 13 septembrie va avea loc vernisarea, urmată de un simpozion la care vor fi prezenți invitați din întreaga țară. Marți 13 septembrie, de la ora 13, avem un dublu eveniment, însemnând o expoziție temporară dedicată crucii și semnificației ei în viața creștină, urmată la 13:30 de un simpozion pe aceeași temă, la care avem mai mulți invitați. Acest dublu eveniment este conceput de colegul muzeograf Relu Budnariu și tot el și-a ales colaboratorii. Aici mă raportez în primul rând la instituțiile muzeale din cadrul complexului Muzeal Județean Neamț, aducând nu doar din patrimoniul muzeului nostru, ci și de la Muzeul de Etnografie din Piatra Neamț. De asemenea, o colaborare cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și cu câteva biserici aflate în subordinea Arhiepiscopiei, biserici atât din Roman, cât și din zona rurală apropiată Romanului, luate drept colaborator nu numai pentru criteriul vechimii acelor biserici, ci și din perspectiva patrimoniului divers și valoros pe care îl aveau. Categoric, simpozionul va reprezenta un pol de atracție al acestei întâlniri, pentru că avem doi invitați nume grele în peisajul științific contemporan și mă refer aici la profesorul universitar dr. Alexandru Barnea, fostul decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității București și domnul profesor universitar dr. Ioan Mitrea. De asemenea, avem și alți invitați, mai apropiați muzeului nostru, să spunem, expertul UNESCO pe patrimoniul imaterial Florin Ionuț Filip. De asemenea, domnul profesor dr. Ovidiu Trifan, doamna profesor Sofronie, de asemenea domnul profesor Gheorghe Meciobanu și, nu în ultimul rând, părintele Florin Țuscan. Așteptăm să ne onoreze cu prezența la această manifestare și înalt preasfințitul arhiepiscop Ioachim, de asemenea domnul primar Laurențiu Reoranu și domnul director al complexului Muzeal Județean Neamț, profesor dr. Ian Gherca. Expoziția va rămâne deschisă toată luna septembrie.